Milioane de euro băgate în depozitul de deșeuri se întâmplă acolo, la primăria sectorului 5, unde primarul se jură că nu știe nimic. Vrea control. Primăria sectorului 5 e în centrul unei controverse după ce a atribuit un contract de peste 13 milioane de lei, circa 2,7 milioane de euro, unei firme care depozitează gunoaie. Suma este peste limita celei legale pentru atribuiri directe, deci încalcă legea. Achiziția apare și în SEAP, dar primarul Cristian Popescu Piedone spune că n-a auzit de ea. E contrazis de firma câștigătoare. Contractul a fost încheiat pe data de 31 decembrie 2020, susține Răzvan Trocan, administratorul firmei, într-un comunicat publicat de Hot News. Nici vorbă, răspunde primarul. Arată cu degetul către furnicuțele vechii administrații. Am demarat o investigație pentru că este un contract încheiat de vechea administrație. Avem o echipă nouă la achiziții, dar mai sunt și furnicuțe vechi. A fost jihad și japca aici, a răspuns piedone. Legea spune că autoritățile pot face achiziții fără licitație dacă sumele sunt mai mici de 132.000 de, de lei pentru produse și 441.000 de, de lei pentru lucrări. În acest caz, vorbim despre 13 milioane de lei. Și iarăși avem problema gropilor neconforme pentru care România este amenințată cu infringementul și cu amenzi dure. București ar trebui anul acesta să devină o capitală care reciclează, care își face acele stații de management al deșeurilor. Noi avem câteva care sunt, nu au primit avize, -au primit, sunt blocate. În momentul de față, la noi se reciclează doar 10% și noi ar trebui să schimbăm acest procent și să mai rămână doar 10% din deșeuri care să ajungă la gropile de gunoi. Deci, iată ce probleme are domnul ministru al mediului, nu centralele oamenilor care încearcă să nu moară de frig înghețați în case.